Mă interesează părerea dumneavoastră despre HG-ul privind sistemul de garanție returnare. Discutăm despre termene, obiective, dacă sunt realiste, implicarea statului în acționariatul sistemului, dacă este un lucru bun. Da, ce da, părere da. Aveți dumneavoastră despre acest HG? Este o măsură de mult așteptată. O măsură care ar fi trebuit să vină în urmă cu 10 ani. De ce spun în urmă cu 10 ani? Pentru că în urmă cu 10 ani a avut loc prima discuție oficială pentru introducerea sistemului depozit. Sistemului garanții returnare este cunoscut în lume ca sistemul depozit. În esență se percepe acea garanție pentru butelia sau pentru sticlă. Deci în urmă cu 10 ani a avut loc prima discuție oficială, undeva la Parlament, era Comisia pentru Industrie, cred. O inițiativă sufocată imediat de către producători și rețelele de supermarketuri. La vremea aceea au reușit să sufoce această inițiativă. Din fericire, ulterior s-au mai gândit și ei, s-au mai modificat datele problemei și văd că într-un final, cu insistența ministerului, s-a reușit emiterea ordonanței de urgență. Ceea ce este un lucru foarte bun, foarte bun. În rest, ca și obiective, din punctul meu de vedere, spun din punctul meu de vedere, pentru că lucrez în reciclare de 20 de ani. Și cunosc destul de bine ceea ce se întâmplă în lume pe zona aceasta. Termenul este realizabil. Este realizabil și pentru faptul că de anul trecut se știa că această ordonanță va fi emisă. Deci termenul de octombrie, parcă 2022, este un termen realizabil. E adevărat că trebuie să ne mobilizăm, trebuie să se mobilizeze industria, dar este realizabil. De fapt, noi suntem obișnuiți, românii, să lucrăm sub presiune. Adică pentru noi, dacă ne întrebi, niciodată un termen nu e suficient. Da. Dar când avem sabia deasupra capului, reușim. Garanția de 50 de bani, credeți că a fost bine aleasă? Din punctul meu de vedere, nu, este cam mică. Dacă sistemul acesta nu-și poate atinge țintele, să zicem, în termenii specificați acolo în ordonanță de urgență, cauza ar fi această garanție, care, repet, din punctul meu de vedere, este cam mică. Ar fi trebuit mai mare, poate că dublă față de cât este acum, să nu uităm că este o formă de constrângere. Da? Da. Este o formă de constrângere și orice constrângere, dacă este constrângere, ea dă rezultate. Dacă nu, nu. Nu. Avem exemplu codului rutier. Dacă amenda este consistentă, sunt mai mulți șoferi disciplinați. Dacă este suportabilă, atunci nu mai vorbim de disciplină. Deci asta ar fi, din punctul meu de vedere, o problemă în îndeplinirea obiectivelor conform ordonanței de urgență. Dar, totuși, cred că va genera rezultate. Și dacă ne uităm un pic în Europa, începând din Croația, unde avem un sistem controlat de stat, etatist să numim, și până în nord, în Norvegia, unde deja în Europa de Vest avem sisteme de astea gestionate privat, toate dau rezultate din punctul de vedere al cantităților colectate. Dacă judecăm sistemul din această perspectivă al ratei de colectare, chiar și în Croația rata de colectare este în jurul a 90%. Deci sistemul este eficient, categoric. Acum rămâne de văzut care sunt costurile. Dar dacă punem pe primul plan eficiența colectării, atunci da, sistemul este fantastic de eficient. Iar România a făcut un pas mare în față cu acest sistem. Chiar dacă, repet, este un pic mai târziu, dar este înaintea multor alte state europene. Discuțiile în ceea ce privește implementarea unui sistem de garanție returnare au început în 2016 și din câte știm producătorii și-au dorit dintotdeauna un astfel de sistem care ajută
atât sistemul de colectare din România, cât și îndeplinirea obiectivelor, mai ales în condițiile în care vedem că se pune din ce în ce mai mare presiune asupra producătorilor în vederea îndeplinirii unor obiective din ce în ce mai mari, presiune sub formă unor taxe, taxa pe plastic și așa mai departe. Deci, da, era un sistem necesar, era un sistem așteptat de mult timp, e în dezbatere publică de mult timp și cred că s-a maturizat suficient de mult ca să apară și să înceapă să fie implementat. Termenul la care se dorește implementarea este realist din punctul nostru de vedere? Întârzierea în adoptarea acestui act normativ și necesitatea că de la 1 ianuarie 2023, într-adevăr, să avem un sistem funcțional, poate că nu dă posibilitatea ca la 1 octombrie acest sistem să înceapă cu adevărat să funcționeze. Pentru că trebuie să ne gândim, sunt foarte mulți factori implicați, sunt implicați producătorii, sunt implicați retailerii, sunt implicați colectorii, autoritățile publice locale, transportatorii, stații de sortare și așa mai departe. E o infrastructură foarte mare care, în primul și în primul rând, trebuie procurată. Și dacă ne gândim la termenele de livrare a infrastructurii, de exemplu de transport, poate că 1 octombrie 2022 nu este fezabil. Însă depinde de toți. Sunt mulți, trebuie văzut cât de repede face fiecare dintre ei pașii necesari pentru implementare. Faptul că statul este acționar în această societate este o problemă pentru buna funcționare a... Această prevedere ca statul să fie acționar în acest sistem a apărut cumva spre surpriza tuturor peste noapte. Dar poate că asta a fost modalitatea prin care statul a vrut să se asigure că sistemul va fi pus în aplicare și va funcționa corect. Pentru că în momentul în care ești implicat în ceea ce se derulează, ai pârghii să acționezi și eventual să remediezi sau să deblochezi situații. Și dacă discutăm despre garanție de 0,5 lei, credeți că e potrivit? Ar trebui mai mare, mai mică? Ce credeți dumneavoastră? Studiile toate au arătat că această garanție de 0,50 de lei este una de nivel mediu pe care și-o poate permite toată lumea și este suficient de stimulativă în ceea ce privește colectarea ambalajelor provenite de la populație. Cum credeți că va influența sistemul garanție returnare, sistemul clasic de răspundere extinsă a producătorilor? Sistemul clasic de răspundere extinsă a producătorilor prin intermediul acestor organizații denumite OIREP-uri va rămâne de bază pentru că el va gestiona în continuare aproximativ 70% din ambalajele și deșeurile de ambalaje puse pe piață de producători. În mod cert, acest sistem rămânând de bază, există necesitatea ca el să fie ajutat să funcționeze din ce în ce mai bine, pentru că trebuie să ne gândim că vor rămâne în responsabilitatea gestionării tipuri de ambalaje care nu par foarte atractive și atunci munca OIREP-urilor va fi din ce în ce mai asiduă pentru a se asigura că aceste cantități de ambalaje sunt colectate și ajung la reciclare. Și mai este foarte importantă și dezvoltarea industriei de reciclare pentru noi tipuri de materiale, care acum poate că nu reușesc să fie reciclate în România. În concluzie, cred că fondurile europene și fondurile asigurate de către statul român prin PNRR sunt foarte importante, tocmai ca aceste deșeuri de ambalaje să fie reciclate, pentru că OIREP-urile rămân cu responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor care cresc. De garanție returnare era necesară, era solicitată inclusiv de noi în calitate de
reprezentanța industriei, în cadrul Alianței producătorilor de băuturi, am avut dialoguri constante cu autoritățile pentru elaborarea textului care va urma să pună, de fapt, fundamentul legislativ pentru înființarea sistemului de garanție returnare, un instrument de care România are nevoie pentru a putea îndeplini țintele de colectare și reciclare, care oricum cresc și devin și mai ambițioase în următorii ani, și deopotrivă pentru a redirecționa ambalajele de la groapa de gunoi sau din natură către reciclatori. Deci este un instrument de care avem nevoie și în acest sens hotărârea de guvern care a fost recent publicată vine să pună fundația acestui sistem extrem de complex la rândul lui, pe care va trebui să-l construim în perioada următoare. Este practic punctul de plecare pe care vom mai scrie probabil și alte prevederi, alte reglementări. Vor fi necesare și alte completări, vorbim imediat despre acesta. Momentan, sentimentul este că am făcut un prim pas pe calea construcției acestui instrument de colectare. Da. În hotărârea de guvern, credeți că s-a ținut cont de recomandările pe care le-ați făcut în întâlnirile pe care le-ați avut la minister? Există aspecte, fără doar și poate, care au luat în considerare propunerile care au venit din partea industriei. În acest sens, noi am avut, pe de o parte, studiile de fezabilitate care au fost realizate cu scopul de a vedea cum poate fi făcut funcțional în România un astfel de sistem de colectare și, deopotrivă, am venit către Autoritatea de Mediu cu propuneri concrete de construire a cadrului legislativ, plecând de la exemplele de bune practici pe care le-am analizat în piețele europene unde acest sistem funcționează deja și cu rezultate foarte bune. Deci, ca să vă răspund la întrebare, da, regăsim în hotărârea de guvern, a fost deja adoptată, nu mai este un proiect, dar a fost foarte mult timp proiect și de aceea poate vorbim așa, la adresei. Regăsim multe din propunerile pe care le-am înaintat spre analiza autorității de mediu. Există, desigur, și elemente de noutate de care nu am avut cunoștință și pe care le-am aflat la momentul publicării acesteia în monitorul oficial. Cum ar fi? Poate unul dintre cele mai importante îl reprezintă decizia de a pune 20% din acțiunile operatorului economic care va fi construit și licențiat ulterior să pună în funcțiune sistemul de garanție returnare, de a reține, cum spuneam, 20% din acțiunile acestui operator economic în mâinile statului prin intermediul autorității de mediu. S-a instituit această participare a statului la acționariatul companiei. În condițiile în care toate discuțiile pe care le-am avut premergătoare adoptării hotărârii de guvern au vizat crearea unui sistem cu acționariat privat. De altfel, acesta este și modelul pe care îl regăsim în țările pe care spuneam că le-am avut ca exemple de bune practici. Există un operator, o companie, un SA, un operator privat, al cărui acționariat se împarte între reprezentanți ai producătorilor de băuturi și reprezentanți ai comercianților. Și aceasta este formula pe care o regăsim, spuneam, în toate piețele, cu excepția uneia singură care a pus bazele unui sistem 100% de stat. Acum România pleacă la drum cu un sistem hibrid, în care, conform deciziei din hotărârea de guvern, acționariatul se împarte între stat și privat, rămâne să existe apoi probabil o discuție în zona privată cu privire la distribuția acțiunilor între părțile direct interesate și implicată în crearea acestui sistem, producătorii și comercianții. Sunt foarte multe semne de întrebare cu privire la modul în care va funcționa acest sistem, să-i spunem hibrid, cu privire la obligațiile și, practic, rolul pe care și-l va asuma statul ca parte din sistem. Acestea sunt întrebări la care sperăm să găsim răspunsuri în zilele următoare în dialogul cu Autoritatea de Mediu. Nu înțeles. Termenul de punere în funcțiune, vi se pare realist? Termenul de pornire al sistemului, așa cum este reglementat prin hotărârea de guvern, nu mi se pare realist. Am spus-o în permanență. Este un termen ales ușor aleatoriu, nu respectă sau nu reflectă necesitatea sau timpul necesar pentru a parcurge etapele necesare pentru construirea acestui sistem. Practic, dacă ne uităm la termene din hotărârea de guvern, în următoarele 90 de zile ar trebui să se creeze operatorul economic, societatea comercială care va gestiona sistemul,
aceasta să elaboreze un plan de afaceri și împreună cu mai multe alte solicitări și alte documentații să solicite, să depună dosarul de solicitare a licenței în acest interval de 90 de zile, care urmează publicării hotărârii de guvern. După scurgerea acestui interval, sunt prevăzute alte 60 de zile pentru care, în care ministerul și autoritatea să decide asupra licențierii. Practic, vom ajunge în luna martie. Da? Dacă nu există întârzieri, dacă nu există contestații, dacă nu există întârziere în sine în procesul de elaborare a dosarului de licențiere și depunerea acestuia, pentru că sunt mai multe considerente aici, inclusiv natură legislativă, care lipsesc, am ajunge cu licența cel mai devreme să fie acordată în luna martie anului viitor. Momentul la care rămân 6 luni la dispoziție pentru construirea sistemului, în condițiile în care, din nou, pe baza experienței din alte piețe, noi am prezentat Ministerului un plan de implementare cuprins între 18 și 24 de luni. Minimul de 18 luni îl apreciem ca fiind necesar pentru a pune România premisele unui sistem de garanție de dimensiunile celui pe care îl necesită piața românească, care presupune inclusiv dotarea cu aparate de colectare automate, cu echipamente de numărare, de compactare, echipamente care nu vor putea fi livrate într-un timp atât de scurt, la care, desigur, se adaugă celelalte sisteme informatic, logistic, care deopotrivă vor trebui construite ca parte din efortul de construcție a acestui sistem. Deci, realmente, va fi necesară o revizuire a acestui termen de implementare pentru a putea cu adevărat să punem în aplicare acest sistem. Ok. Ce alte probleme credeți că ridică această hotărâre de guvern? Hotărârea de guvern mai are și alte aspecte de natură tehnică care vor trebui corelate. Am remarcat, de exemplu, că nu există o perioadă de tranziție pentru stocurile din piață și datorită unei neconcordanțe între articole, stocurile disponibile în piață la momentul la care pornește sistemul nu ar mai putea fi comercializate, lucru pe care îl considerăm necesar a fi revizuit, pentru că e important să existe o perioadă de tranziție pentru băuturile care se află în piață la momentul pornirii sistemului. Am propus noi ca această perioadă să fie de 6 luni. Ea este necesară pentru a permite epuizarea acestor stocuri, care la final sunt produse bune, potrivite pentru consum, și doar etichetarea nu ar trebui să fie o cauză pentru aruncarea acestora. În altă ordine de idei, însă, pentru a putea cu adevărat intra în logica celor 90 de zile în care trebuie să se întâmple acțiunile pe care le-am amintit, de constituirea operatorului economic și implicit de depunerea dosarului de licențiere, mai sunt necesare și alte demersuri tot de natură legislativă, care nu sunt cuprinse în hotărârea de guvern, țin de ajustarea legislației primare de mediu, vorbim de regimul penalităților, de exemplu, țin de clarificări necesare în legislația fiscală, deci modificarea codului fiscal, în ceea ce privește regimul fiscal aplicabil garanției, în ceea ce privește impozitul pe profit aferent operatorul economic, și țin de legislația terțiară, în ultima instanță, de acele ordine sau acel ordin care va stabili metodologia de calcul pentru tariful care va fi plătit comercianților, respectiv pentru tariful care va fi perceput industriei, producătorilor. Ambele fiind relevante din perspectiva business planului care va fi deopotrivă elaborat în perioada următoare. De România are nevoie de sisteme de colectare moderne. Suntem în secolul 21 și avem nevoie de soluții care să ofere soluții de colectare moderne. Eu cred că acest sistem de depozit e de mult așteptat de către populație, în special de către populația tânără, de populație care are un nivel de trai mai ridicat și totodată în zonele unde densitatea populației e foarte mare. Lumea își dorește să știe că atunci când pune o sticlă de sticlă sau o sticlă de plastic PET sau o doză de aluminiu, să știe că ele vor ajunge la reciclare. În momentul de față, acel mit urban, că domnule, chiar dacă le pun separate, ele ajung să fie amestecate și nu se reciclează, ajung la groapa de gunoi. Eu cred că e nevoie de așa ceva, pentru că asta va oferi populației o soluție la îndemână, unul la mână, și totodată reciclatorilor accesul la un material
curat, mult mai curat decât ceea ce primim momentul de fapt din sistemul de colectare pe care România le are. Da. Termenul de punere în funcțiune al sistemului a fost stabilit ca fiind începutul lunii octombrie anul viitor. Vi se pare un termen realist? Sincer, nu. Sub nicio formă. Pentru că suntem la un an distanță. Astăzi versus octombrie 2022. Știu faptul și știm cu toții faptul că sunt mulți retailer care și-au adus cu resursele lor proprii și-au pus astfel de aparate de colectare. Dar vorbim de orașele mari, vorbim de retailerii mari, dar acest sistem de garanție e adresat e la nivel național. Tuturor. Și va fi la nivel național. Și tocmai de aici, eu cred că e o problemă cu acest termen, care mie mi se pare foarte ambițios. Înțeles. Mi se pare ambițios numai din gândindu-mă din perspectiva achiziționării acestor aparate și instalării lor, să nu mai vorbim de organizarea sistemului în sine. Da? Și infrastructura din spate care. Infrastructură în primul rând, dar totodată și organizarea sistemului. Că de la o hotărâre de guvern până la implementarea unui sistem într-un an de zile, punându-le cap la cap pe cele două, infrastructura plus partea asta de birocrație, aș putea spune, plus conștientizare, da. Eu cred că e foarte ambițios. Implicarea statului în acționariat, credeți că e un lucru benefic pentru buna funcționare a sistemului? Da, e o întrebare nu grea, dar e o întrebare... depinde cum te uiți la această problemă. În mod normal, în orice stat funcțional, implicarea statului e întotdeauna de bun augur, pentru că statul fiind implicat îți poate asigura depășirea unor granițe din astea birocratice și obstacole birocratice care tot îți apar. Fiind și statul implicat, ar trebui ca acele obstacole să fie ușor depășite. Mai ales că vorbim iarăși de un sistem care se dorește a fi implementat la nivel național. Da. Vorbim de orașe mari, de orașe mici, vorbim de state, vorbim de adiuri, vorbim de lateuri, vorbim de tot felul de e organizată partea organizatorică la nivel de România. Asta ar fi primul răspuns. În ceea ce privește partea a doua răspunsului, eu cred că cu cât sunt mai mulți actori implicați, cu atât e mai greu de gestionat un proces, cu atât e mai greu de pus în practică, pentru că fiecare va avea punctul lui de vedere și problemele lui. Noi vorbim acum de responsabilitatea producătorului, da? Da. Dar acest sistem de poze nu poate fi făcut decât ca să ajungă la populație, producătorii ajung la populație prin retailer. Și nu numai prin retailer. Vorbim de retailer, când vorbesc de retailer, mă fac referire și la acele magazine mici. Da. Vorbim de tot ce înseamnă lansul ăsta de distribuție a unor produse. Experiența noastră, ajung la partea a treia răspunsului, experiența în România, în privința implicării statului în zona asta privată, nu a fost una foarte, foarte bună, pentru că în orice stat nu se poate decât și cu implicarea politică. Vedem foarte bine ce criză avem în momentul de stat, ce criză politică, prin ce criză politică trece. Da. Și am câteva lucruri în minte, care îmi vin în minte cu implicarea statului. S-a dorit management privat a companiilor de stat. Cu toții știm rezultatele. Da. S-a dorit, cum îi spune, privatizarea anumitor societăți. Sunt unele care au fost făcute cu succes, unele mai puțin succes. Da? Unde și statul este încă în acționariat. Dar toate, privite la
așa, făcând un cumul din toate chestiunile astea, eu nu cred că statul ar trebui să se implice într-o problemă care aparține exclusiv producătorilor. Pentru că implicându-se într-un astfel, ca și acționariat, încă o dată ce spun, ca și acționariat, nu văd plusul pe care îl vor aduce. Gândiți-vă că asta va trebui să fie o companie care să fie, cum îi spune, pe acțiune, dacă am înțeles eu bine, da. Care și statul să dețină 20%. Da? Și toate lucrurile astea noi le dorim să fie făcute și implementate în un an de zile. Nu știu, plus experiențele care, știu, eu m-am uitat la partea asta negativă a implicării statului în partea de, să zic așa, de management privat. În business, da. V-am spus, sunt și cazuri pozitive, dar ele sunt puține. Marea majoritate a implicării statului în chestiuni private, de obicei nu a ieșit bine. Da. Din experiență, din ce mai știu eu pe zona asta de sistem de pozit, el a fost făcut fie doar de către stat, și aici mi se pare că sunt două cazuri în Europa, fie doar privat. Nu știu nicio țară să fie făcut acest mix între cele două. Și vă mai dau un exemplu și cu asta închei pe implicarea statului, ca să nu vorbim doar de toată România, implicarea statului ungar, maghiar, în zona de waste management. Pe zona asta de preluare de stat a responsabilității care era înaintea producătorului și au făcut în Ungaria un sistem 100% de stat. Au fost și sunt încă mari probleme pe zona asta pentru că au încălcat și anumite directive europene acolo, dar lăsând la o parte zona asta de legislație, rezultatele sunt dezastroase. Și au fost dezastroase. Nu a fost, să zici că sistemul odată preluat de stat, el a funcționat mult mai bine. Ba din contră, din informațiile pe care le-am din piață de la diverse situatori de acolo, lucrurile au mers mult mai rău. Eu cred că zona asta de penalități, ele ar trebui aplicate după ce sistemul este funcționat. Să fie dat șansa sistemului să funcționeze. Pentru că dacă e un lucru pe care am uitat să menționez puțin mai devreme apropo de termenul de un an de zile pe care îl avem de implementare, uităm de zona de conștientizare. Da? Nu putem să spunem că, să presupunem și să sperăm, eu nu mi-aș dori că într-un an de zile să avem totul funcțional și să mă înșel, că să fiu eu pesimist că nu se poate sau e un termen foarte optimist, să sperăm că va fi gata. Gândiți-vă că oamenii au nevoie de această perioadă de adaptare, pentru că vorbim de o garanție care se dorește a fi, și nu că se dorește, va fi de 50 de bani pe ambalaj, pe produs. Uh-huh. Oamenii au nevoie să se obișnuiască cu acest sistem. Și cred că va dura puțin timp până când lucrurile vor începe să funcționeze, pentru că vă spun sincer, s-ar putea ca acest sistem, odată implementat, să funcționeze foarte bine în orașele și în zonele cu un nivel de trai nu atât de ridicat, comparativ cu orașele care au un nivel de trai foarte ridicat. Pentru că valoarea respectivă s-ar putea să nu fie un incentiv pentru mulți oameni care au un nivel de trai ridicat, poate care nu le pasă foarte mult de mediu, să meargă să gestioneze banii aceia. Câtă conștientizare îi faci. Și tocmai de aceea cred că e nevoie pe zona asta de penalități să existe o perioadă de tranziție, de implementarea sistemului și după aceea să apară aceste penalități. Ele sunt normale să fie, dar eu cred că e nevoie de o perioadă de tranziție. Și totodată eu cred că acest sistem, din momentul în care avem această hotărâre de guvern, până că el va deveni 80% funcțional, cred că vor trece cel puțin 2 ani. Dacă ar fi să vorbim despre CAMPAC, noi suntem în favoarea introducerii unui sistem transparent, modern, prin care să putem să colectăm mai mult ambalaj din piață sau pus pe piață. Da. Bineînțeles, acest ambalaj la care facem referire reprezintă undeva la 10% din totalul deșeurilor pe care noi le avem
în țară. Deci este undeva la 600 de mii de tone față de circa 6 milioane și ceva de tone pe care noi le producem în fiecare an. Deci acești 10% nu cred, dacă vom recupera o țintă peste câțiva ani de 80%, 90%, da. Noi vom rezolva doar o mică parte din deșeuri. Ceea ce nu, pe termen lung, nu ne ajută. Dar introducerea un asemenea sistem, bineînțeles, 10% din marfă probabil că ar rezolva din punct de vedere al țintelor. Dacă acest sistem de SGR ar putea fi implementat în România, da, bineînțeles, orice se poate implementa în România. Important este cum implementezi, ce perioade de timp îți iei ca și limită pentru implementarea unui sistem corect care să funcționeze din prima zi. Adică noi vorbim despre un sistem care conține nu știu, undeva la 6.000 de aparate împrăștiate, da, în toată țara, pe zona zona de mari aglomerări urbane, că vorbim de orașe, nu vorbim de rural, dar vorbim și de circa 8-9.000 de locuri unde se va face numărătoare manuală, pentru că spațiile vor fi de așa natură și dispersate și ca suprafață, încât nu se poate, nu se este imposibil să introduci un RVM, da, un reverse vending machine. Deci, din punctul meu de vedere, câteva luni, deci vorbim de faptul că din data de 8 urmează să fie 90 de zile pentru alegerea unui administrator, după care încă 60 de zile pentru semnarea unor contracte cu niște retaileri, cu niște producători, cu niște centre de numărare, cu niște hub-uri de logistice, cu niște prestatori de servicii, duce undeva la peste 15-16 mii de contracte pentru 60 de zile, ceea ce mie mi se pare foarte mult și termenul este nerealist. După care implementarea de fapt acestui sistem, din punctul meu de vedere, necesită minim un an și jumătate, pentru că noi vorbim aici de armonizarea unor legi. Bineînțeles că s-a abrogat acum 211, este HGU 92, se lucrează acum la 249, dar nu avem pe parte fiscală nimic corelat cu sistemul de SGR pe care vrem să-l introducem. Ceea ce mie îmi dă mari temeri cum că într-un an de zile acest sistem ar putea fi funcțional. El ar putea fi funcțional doar probabil în câteva orașe, ceea ce nu înseamnă întindere la nivel național. Nu e ca și cum ai răsuci cheia și ar porni sistemul dintr-o dată. Referitor la amestecul statului în partea aceasta privată, pentru că înțeleg că acum este o societate pe acțiuni. În momentul de față diferă discuțiile care au avut loc din primăvară până în vară, unde se stabilise că ar fi un ONG, iar acum brusc în hotărâre a apărut un SA, o societate pe acțiuni, unde statul are o participare de 20%, iar din restul de 80%, 70% producători care pun minim 30% din ambalajele de pe piață și 30% retailer. Deci, unu, nu există reprezentativitate, pentru că 30% nu este reprezentativ pentru cantitatea de ambalaje care se pun în piață. Nu văd acolo alți producători importanți, nu văd filler, nu văd, adică în opinia mea partea de reprezentativitate a administrației SGR va fi știrbită cu acei 30%. În opinia mea ar trebui să fie mult mai mult, mult mai mult reprezentanțe producătorilor care pun pe piață. Iar acei 20% ai statului nu îi văd necesar, nu am văzut nici în nicio legislație până acum statul să fie membru, să fie acționar al sistemului. Am înțeles că se dorește să fie un fel de arbitru pentru regla arbitru este doar în
Consiliul de Supraveghere, unde are rol de arbitru, dar 20% din sistem îi vor aparține statului. Asta înseamnă că statul va trebui să plătească din capitalul acela minim de 5 milioane, măcar un milion, ca să fie acționar în sistem. Da, nu cred că e o problemă pentru statul ăsta. A, nu e o problemă pentru stat, dar să presupunem că acest sistem nu va funcționa și va trebui să fie amendat. Cine va plăti amenda? Statul, nu? Deci implicit o vom plăti noi cetățenii. Este o contradicție și în termeni, pentru că nu văd cum statul se poate penaliza pe el însăși. Deci nu văd cum președintele ANAF-ului vine cu un caiet de facturi în care spune tu, statule, nu ți-ai îndeplinit targetul, trebuie să te penalizezi. Of. Da. Deci este o problemă, pe care o văd în participare ca și o contradicție în termeni. Statul ar trebui să supravegheze, într-adevăr, dacă vrea, și să fie în Consiliul de Supraveghere a acestui SGR, dar nu îl văd ca și participant în ESA. Iar a doua problemă pe care o văd, fiind ONG sau organizație non-profit, da, tot profitul care s-ar fi realizat după un an de activitate în acest SGR s-ar fi investit în sistem. În momentul de față am văzut că doar 2,5% se investesc în sistem, uh-huh, din profit mă refer, da, ceea ce este infinit mai mic decât dacă ar fi fost un ONG. Iar această investiție mult mai mică în sistem va duce și la slăbirea lui în timp. Referitor la penalități, da, dacă ar fi să comparăm cu penalitățile care ni se aplică nouă ca și țară pentru neîndeplinirea targeturilor, mie mi se pare că aceste, dacă le-am pune în oglindă, nu sunt deloc comparabile. Adică amenziile și penalitățile sunt prea mici față de infringementul pentru nerealizarea unor targeturi. Eu în momentul de față nu văd acest sistem să producă o eliminare a infringementului pe România. Părerea mea că ar fi trebuit să ne concentrăm pe restul de deșeuri, nu cei 90%, pentru că acolo am putea într-adevăr să ieșim din infringement. Ok. Iar dacă ar fi să tratăm corect, Campa Group este în favoarea introducerii acestui SGR în condițiile în care ar fi un tratament echitabil pentru toate ambalajele și ar fi o piedică pentru a ne transforma într-o țară, o țară a peturilor. În momentul de față văd că este o taxă la raft de 0,5 roni pentru ambalaj, indiferent de volumul pe care îl transportă acel ambalaj. Deci un PET de 2,5 litri va avea o taxă la raft de 50 de bani, iar o sticlă de 0,5 sau un PET de 0 sau un sau o cutie de aluminiu de 0,5 ar avea tot 50 de bani. Evident, se va deranja și structura ambalajelor existente în acest moment. În opinia mea, totul va duce la o creștere a consumului de PET în România, ceea ce nu este în conformitate cu single-use PET sau cu politica de reducere a consumului de plastic.